Cel mai mare târg de adopții de animale organizat vreodată în capitală a avut loc duminică la Arena Națională. 60 de căței și 20 de pisici așteaptă cu nerăbdare să-și găsească o familie aici la Arena Națională. La această ediție specială a târgului de adopții sunt prezenți și medici veterinari, voluntari din cadrul Asociației de Protecție a Animalelor și dresori. Cine dorește să adopte un cățel sau o pisică poate și să ceară sfaturi în privința îngrijirii animăluțelor care vor deveni noi membri ai familiei. Îmi doream foarte mult un cățel de foarte mult timp. Cea mică ce este? Fetiță, băiat? E fată. Cum o cheamă? Nu i-am pus nume încă, dar o să mă mai gândesc. Încercăm să găsim un pui, dar uite, ne-a cucerit. Ea este Xena, o cheamă și are 3 ani, cred. Foarte tare. Adică a venit pe mine ca un fel de match made in heaven. Acum v-ați trebuit să conving soția. Este foarte important, de asemenea, să știm lucruri despre dresaj, pentru că dresajul înseamnă educație și odată ce luăm un cățel acasă, trebuie să-l educăm. 12 târguri de adopție au fost organizate de la începutul acestui an în București. Până acum, peste 100 de căței au avut norocul de a-și găsi locul într-o familie iubitoare. Alți 1200 de câini se află în cele 3 centre ASPA, unde așteaptă să-și găsească un stăpân căruia să îi ofere dragostea și loialitatea.